Vorbește, mă, mai tare. Nu țipa, că dacă țip, nu. Ce să nu țip, mă? Mă. Spune, mă, ce să nu țip, mă! Mă! Ce fel de bărbat de ești afară, tu, mă? Uitați-vă, trebuie să vină să te ce? Nu, nu pot să vorbesc, deci eu... Unde te uiți? Te uiți pe sus, pe pereți? Ok? Ok? Andrada, mai tai din gură, că mă doare capul! Mai tare capul, gata! Andrada, ripostează că eu nu tac! Andrada! Nu știi să țin! No, uite ce fel faci! Nu să vorbim cu ăștia! Andrada, e de loc așa de simțită că nu dat din gură! Dar nici nu vreau să te iau în brațe, nu știu cum! Falso! Ești falso! Uite, nu mai știu ce să spun! Nu mai țipa! Dar dacă eu nu simt să fac asta, la ce mă pui să fac asta? Dar vine casa, băi, ține pentru tine! O să fac ceea ce o să simt! Când o să simt! Fugi! Nu, no, să fac ceea ce bă, Andrada, mai taci! Bă, Andrada, răspunde-și, bă! Mai taci! Nu, haideți să vă spun acum tot adevărul, vă spun. Dar nu vreau să mai... Ia, ca să... Ia, zice adevărul, David, vrei să fii... Dar nu simt asta, dar nu simt, nu simt. Mi-a spus mama și tata să nu vorbesc. Andrada, nu mai faci asta, doar că-ți faci materiale! Dar eu tot te vreau. Dar mama și tata mea... Andrada! Mama și tata mea... Andrada, ripostează! Andrada, spune ceva! De ce, David? Mama și tata nu mă lasă să vorbesc cu tine. Asta e motiv, mă? Asta e motiv? Luptă pentru femeie dacă știi să lupți. Asta e motiv? Dar n-am făcut. Ce n-ai făcut? Nu știu ce înțelegi tu, dar o să-ți explic. Ce? Zici că-s din Italia și nu înțeleg? O să-ți explic eu. Deci mă face să râd. Cum te fac să râd? Nu înțelegi nimic și nu... Dacă nu simt asta să fac, nu fac. Bine, dar vrei să fii soția... Scuze, bărbatul meu? Nu, termin cu florile. De ce? Mă, dar eu, da, eu când ți-am zis, nu am simțit când am venit eu la tine. Dar măi, Ache, Ache. Băi, termin-o că te și poate și se ridica și tu, mi-era și... Ache, te rog, eu ceva cu David. Am încercat să-i explic. Da, dar tu crezi că mă interesează pe mine că-l placi pe el? Cu ce mă încălzește pe mine? Păi nu știu. Nu, am încercat să explic. Este gălăgie. Îmi place, și... îmi place caracterul tău. Eu te vreau și o să te am în două săptămâni. Pe... Eu nu înțeleg. Fac o ciurama. Să evitează cât pe mine mă imitați. Ești ca interlop. Nu înțelegi? Te-am spus. Ești un interlop și mi-e frică de tine. Dar nu sunt interlop, mă. Ba, ești un interlop, ești un bombardier. Eu sunt o bombardieră pentru tine, înțelegi? Bă, dar eu nu sunt interlop, mă. Cine ești? Dar pe total, dar ce ne pune caracterul tău lui David? Dacă aș spunea, pune capul lui David, dar ce am eu? Ce am eu? Care-i problema? Ce? Sunt și alte fete de imitat în casă, mă imitați mai pe mine. Dar eu fac ce vreau, eu imit pe cine vreau eu, înțeles? Auzi, dar ai tu vreo problema cu mine? Pentru că eu sunt de la Galați, ai înțeles? De ce ești deranjat? Dai cu, dai cu minte, că eu sunt de la Galați, înțeles? Vezi că dacă nu ești din București, ești țăran. Da. Imiți pe mine. Bă, dai-o în pap. Auzi, mă imiți pe mine? Ce? Mă imiți? Tu vorbești mai tare, nu, mă, ce ești, muiere? Muiere? Dar nu, frate, eu am zis, dai, mă! Ce ai zis? Vorbești mai tare, da, bă, hai vorbești cap. Tu atunci, vorbești tu. Să te imiți pe tine? Hai vorbești. Mă imiți? Pentru cine sunt florile alea? Hai, Paul, mă imiți? Dar tu pe mortul ăsta, mă? Hai că sunt boți. Nu, deci nu mai vorbe, vorbește tu atunci. Paul, mă imiți? Băi, nebunule! Nu țip la mine, nebun la cap! Da! La mine. Bă, doi ești nebun! Nu țip la mine, nu țip la tine, hai vorbește tu atunci. Hai vorbește tu. Da, eu cu băieții ăștia doi, eu cu băieții ăștia doi, ne să plâng. Cu George și cu Paul. Băi, doamne, că haos în această casă, unde am venit? Eu cu băieții ăștia doi, doamne. Cu George și cu Paul, doamne. Așa? Noi suntem unul. Andrada, te rog, termină. Te rog, termină. Înțeles? Ce am făcut? Nu mai pot termina. Du-te, Achi, deci, du-te, David. David, da, să știi că tu ești nesimțit, pentru că nu ai avut curajul să spui, să spui Andradei. Despre... Bă, lasă-l pe mortul ăsta, ești nebună la mai făcut prima oară, mai făcut... Ache, eu sunt lider acasă și te rog să pleci, altfel îți voi da o pedeapsă. Ai înțeles? Îmi bag direct aia, ai înțeles? Ești arogant, te rog să pleci de aici. Care-i problema? Arogantule. Bă, dacă stau una acum, ești nebună la cap. Da, Ache, nu m-a făcut nebună niciodată. Nu, am făcut-o. Ce face? Dacă fac eu personajul meu ca să fie... Dacă te fac acum, dar tu spui mie când te-am făcut, mai când te-am făcut, fac ce vreau eu, da? Ai înțeles? Dar nu știu de ce uite în ce cauză. Ai înțeles? Ia auzi, mă! Hai cu minte acolo! Hai, hai! Bă, tași din gură, ești nebună la cap, e nebun la cap ce ești tu acolo! Bă, ce știi să vizite, fete? Tu
Nu să lăsăm la campanie. Mamona. Cristian. Mamona. Am fi atent. Stai că schimbăm personajul. Bianca, băi, taci din gură. Și tu, Bianca, cum să te duci? Adică, tocmai cu Nico și cu patru la țigară, ai înțeles? Cum vine treaba asta? Știu, bă, naltule, ai înțeles? Băieții, mi-a dus și ceva dulce. Nu mă, nu mă tragi tu pe mine la socoteală, că de ce o iau eu pe Bianca la rost, înțeles? Nu-i treaba ta. Ce ai spus, mă? Ia ochelarii ăștia să-i mai schimbi tu. Nu-i treaba ta de ochelarii mei, ăștia sunt ochelarii mei și să mă mândresc. Ai înțeles? E singura pregătă să mândresc. Să zic o mică povestioară, i-am dat cioardă așa. Bine, nu problemă, dar tăiați la muntă. Auzi, Alexandra? Nu mai pot. Da, prietena ta știe de ce ai făcut? Ce-am făcut? Ce-a făcut? Vreau să știu ce-a făcut. Păi, nu știu dacă e ok să ai o relație în casa asta. De ce? Pentru că a spus că sunteți prieteni și nu... Dar cu e pe bune să ai joc? Păi stai puțin, nu! Ia spune-mi și mie, te rog, ce problemă ai tu cu Alexandra? Ai... Nu știu, fată, te-am întrebat și eu ce... Fată? Răspunde și mie la întrebarea asta. Asta e Mona, e Mona. E Mona. Mona. Hai, răspunde și mie la întrebarea asta. Aduce și mie ceva dulce. Alexandra, răspunde la întrebare, n-auzi? Băieți, aduce și mie ceva dulce, nu mai pot. Alexandru! Băi, dar ce mă tu luați pe mine cu asta? Ai înțeles, Nicos? Nicos! Băi, tu să taci. Nicos! Ce ai făcut? Ce ai făcut din casa fetelor? Ce ai făcut? Ce ai făcut din casa fetelor? Mona! Mona, Nico! Mona, ce-ai făcut? Nico! A ce mă toi? Ești bun la cap! Ia-o și du-te acasă cu ea, că gata! Ești bun la cap! Ești nebun la cap, dar ce mă tot e? Ești delfin, mă! Ai înțeles? Băi, să ai cu... Doamne! Doamne! Gata! Te ajungi! Alexandra, dar ce-ți cu isteriile astea pe tine? Aolo, Doamne! Tu mai fi falsă! Tu mai fi falsă! Zici că ești focă! Unde ți-e botul ăla de rață, Alexandru? Arată-mi botul de rață, vreau să fac botul de rață! Ce, mă? Da, tu vorbești cu cine vorbești? Cu Alexandra, normal! Cu Alexandra! Ești nebună la cap! Băi, cine a zis? Ești nebună! Aoleu! Băi, o și bată cu cine vorbești la cap! Te rază, arată-mi botul de rață! Hai, Alexandra, arată-mi botul de rață! Titule! Păi care râde așa acolo? Bă, nu știți nici deci, Mona. La cap? Da. Dacă eu-și George. Mona, să știi că nu-mi place ce ai spus astăzi. În care faza cu tine și cu Alexandra? Ți-am spus să nu fii prietenă cu ea? Mi-a adus ceva dulce? Ai spus tu cumva că... Am pus o simplă întrebare, nu... N-ai pus nicio întrebare? Cum n-ai pus nicio întrebare? Ia, uite, ți-am spus să nu mai vorbesc cu Alexandra. Ți-am spus mai... De ce râzi? Să se pare amuzant ce spun eu? Nu, dar... Cum da? Cum nu? M-a liniștit. Cum? Problema, da, mâna, suntem bărbați. Mi-a pus doar o întrebare, n-am avut nimic personal cu el sau cu ea. Cum n-ai avut nicio întrebare? N-am avut. Se pare că glumesc? Fii atent aici. Dacă tu vreodată mai vorbești cu Alexandra, noi doi ne supărăm. Deci tu trebuie să faci ce zici. Noi doi ne despărțim. Ne despărțim. Hai că m-am săturat, Alexandra! Deja. Eu nu pot să vorbesc în casa asta deloc. Mai Mona, ascultat. Mona, unde ești? N-a aruncat cu perna. Mona, vin după tine, Mona. Alexandra! Mona, zi. Vezi cum faci să nu mai vorbești cu Mona. Chiar așa mai. Ai auzit, Alexandru? Stai că sunt George. Cine e Alexandra? Cristian e Alexandra. Nu, Cristian este Akebono. Unde? Că până acum era Alexandra. Ake, băi, Ake, Ake. Bă, frate, mai termină și tu. Bă, frate, termină, mă, ce ai? Termină, vorbești cu Mona. Băi, cu mine.
Nu vorbești tu cu băi cu mine, mă. Dar nu dai mine, frate. Frate, te rog să nu dai mine, pentru că am jucat fotbal și am luat și eu. Ai înțeles? Și am jucat de Cristian. Ai înțeles? Când vorbești el cu Ona. De când să-și permit el cu Ona? Unde ești? Ona. Stai, băi, deci eu port un dialog cu Mona, nu înțeleg ce te-ai bași peste mine. Eu vorbesc într-un an și eu trebuie să vorbesc. Mona, spune-mi, ți-am să mai vorbești cu Alexandra. Alexandra, cred că vă respectă decizia. Te-ai spus? Te-l poți să rămas în mai eu. Nu mai pot. Băi, n-ai, mă, n-ai. Mona, dacă eu te mai văd că vorbești vreodată cu Alexandra, ne despărțim. Stai, cum facem una când se așează? Că nici mai știu cum. Să pune pe... Nu mai e mic. Exact așa face... George, te mănâncă barba? Nu, da. Îți face biluții. Tare? Ia uite-l cu asta. Rigada? Te mănâncă bărbia? Ia, auzi? Da, exact, da. Mona, să știi că mai este puțin timp și noi trebuie să câștigăm premiul lunii, ai înțeles? Asta-i nouă! Bă, dar mai tăiași, dracu! Bă, dar ți-a zis să mai te baci? Bă, dar tu cu cine vorbești, mă? Gunoiule, că o candilă de asta în cap. Băi, ok, eu te credeam prieten, frate. Așa, frate, nu mai sparge pe acolo prin casă! Mona, nu mai sparge pe acolo prin casă! Dar sparge ce vreau eu cu rău, dă-te! Sparge, frate! Dă-te! Tu ai zis, mă? Băi, nebunule! Nebunule, băi! Ți-i prezent la foare, Cristi! Dar ce te prezi la tine acasă, de-a pe acolo! Eu sunt Cristi, când tu achele după Cristi. Băi, și tu ești Nicos. Purtam o discuție, tu nu știu. Eu sunt ăla calat. Speriat-o ce e acolo. Gata, te-ai calmat? Stai, că trebuie să te duc că pau cu Nicu. Trebuie să vii și pe scări, mă! Achebonu, vezi că trebuie să vii să sari și la Alexandra! Ia-te, mă, sora lui Bianca, ești nebun la cap! Ești nebun la cap, sora lui Bianca! Păi, dar faci tu de-astea cu mine, mă! Atunci, adu-te partea aia! Faci la malon, mai fă o dată! Mai fă o dată! Stai, că sunt acolo, acolo, în partea asta! Tu le iei pe Achi și duci la ușă. Da, da. Aici. Stai că vreau să vă faza odată. Reconstituire. Da, aici și eu. Reconstituire, da. Tu ești Nicu, George și cu Paul. Stai, Paul o duci pe... Nu, tu ești Paul, Paul. Bun, eu sunt Paul, Paul. Eu sunt Nicu și cu... Ești Paul, Paul. Eu sunt Paul, Paul. Stai, că avea semn pe fază. Tu cine ești, mă? Paul. Păi și după cine ești? Pe Paul. Eu l-am dus pe Achi cu Nicu. Eu l-am dus pe Achi. Nu, ridică-te și aruncă cu ea înapoi. Băi, ridică-te și aruncă. Acum să mă ridic. Mai sus. Așa? Cu doi ești nebun. Băi, Achi, Achi, Achi. Băi, nebun. La cap, se poate. Tata doarme. La fete, bă, tu trebuie să mă duci la fete, mă. După aia trebuie să vin la Achebonu pe scări. Eu nu înțeleg ce s-a întâmplat. Hai, lasă, dar nu dau seama cum de s-a întâmplat. Dar nu înțeleg. Dar eu am probleme cu maxilarul mie, dacă îmi dai maxilarul, mor. Pe fiind chestezi de ăsta. Dar ce s-a întâmplat de maxilarul? Nu înțeleg. Tu trebuie să vii acum în jur în pescări. Băi, Achi, de ce te-ai nervat, frate, așa tare? Ești nebun la cap, mă, sora Bianca. Bă, frate, nu mi-a văzut farfuria, uite acolo, ce aia farfurie cu pepe. Achebonu, trebuie să... Frate, bă, te-a lovit tare. Achebonu, trebuie să fii în jur în pescări. Bargă capul meu. Cristi, eu nu înțeleg ce s-a întâmplat, eu nu înțeleg. Hai, lasă, să ai înțeleg. Nu ești Cristi, ești Cristi, 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 da, ăla așa face mereu, de gând cum, nu știu cum face, dar așa face mereu. Hai stai liniște. Dacă și Cristi mai om de bătaie. Eu am probleme cu maxilarul, dacă mănânc un... Dar nu mă interesează, mă, spaghești nebună. Bă, spaghești, dar nu ne vedem la hotel, mă. Acum trebuie că cu cine, mă? Dacă te-ai mit și pe tine. Da. Eu nu înțeleg, eu nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat, de la ce a pornit. Bă, ești nebun, mă, jurești. Nu pot să-mi
nimica cu tine, n-am nimica cu el. Da, dar de ce vrei să mă bați? Zice doamna Cristina. La... Camera pe mine, vă rog. Nu știu dacă era de bătaie, că uitați-vă la el. Eu cred că Cristina... Dar mă interesează, mă, ești nebun la cap. Ăla, mă. Ăla. Aia. Doamne. De când, mă, terminați din ăștia, ești nebun, să ridic el la mine. Bă, ești bolnav? De te lache cum limită pe Nicos. Ce, Nicos, ce, ce? Eu am venit în casa asta să-mi găsesc jumătatea. Eu m-am săturat să tot asist la... Bă, dar tu crezi că eu nu știu jmalourile tale de le faci tu acolo? Ești nebun la cap. Te-ai băgat cu Cristi, că e cel mai votat. Dar, dar, dar nu e problema de bătaie aici, că și eu sunt bărbaș, par vorba. Bine, mă, frate, atunci eu nu mă mai bag. Ce-ți vrei, ce vreți voi? Ce aș vrea să-i miși a doua zi, fătălăule? Și eu sunt de vină, mi-am meritat. Da, bravo! Păi da? Și eu aș făcut la fel, aș fi bătut pe Cristian. Ce? Yeah. La urmă. Așa face, așa. Cine, eu? Ce, mă, te-ai dus la fete acolo să mănânci pepenași de astea, mă? Nu mai pot. Bravo, ok. Mai, mai iese, mai intră. Dar chiar așa, mă? Așa. Intră repede înapoi, să nu cumva să piardă el ceva. Camera pe mine, vă rog, ia uite. Asta sunt smart. Exact, exact. Paul, Giulia. Stai cu David, cadru pe David. Ole, cadru pe mine. Cadru pe mine. Cadru pe mine. Cadru pe mine. Camera pe mine. Te-am presat. Stai, Paul, Paul. Stai, stai. Deci eu trebuie să fiu tot Paul. Tu ești George. Acum le mișo pe Cristian în drum spre Istanbul. Da, dacă nu mai pot. Nu știu pune problema. Și eu m-am bătut la viața mea. Eu mă băteam într-una înainte. Eu mă băteam de 3 ori pe zi înainte. Nu-i problemă de bătaia la mine. Te băteai singur. Eu mă băteam cu toată lumea, dar am conștientizat. Bă, te băteai singur. Băi, tași că te bate oricum. Dacă te lasi, te bate. Nu, da, eu am zis. Ești George. Hai, mă, că trebuie să zic am eu, nu știu ce o zici, George. Pau, pă, Cristi. Eu cred că aici s-a făcut bisericuții și nu cred că ce-ai făcut tu cu mine? Cum ai atacat cu Mona? Ha? Este, este liberal. Cum? Tu de ce ai adus mereu la discuția? Bă, nu mai tremura așa, spune și trebuie să spui. Pot, suntem... Nu mai tremura, băiache. Hai liniștit că spun, dacă... A, nu-i fum, deci eu am venit să găsim jumătate. Aici nu cred că trebuie să stau să fiu dispus la certurile voastre. De George. Aici numai bătaie să discute, numai... Deci te rog să mă lasă... Cristi, deci tu astăzi m-ai atacat pe mine, pe Paul... Și pe Achebono. Pe Achebono, eu, dar nu mai se supăra că mi-a dat cu o găleată plină de scame în gură. Nu mai se supăra. Mi-a trecut, ai înțeles? Și eu, mi-a trecut și că m-a bătut așa. Poate să mă mai bată de 8 ori, că-mi trece. Supărarea e Mariana. Dar ideea este că eu... E liberă exprimare să spun punctul de vedere, George. De ce n-a venit Mariana? Băi, deci eu vreau să spun și pleca maxilarul. Tu ai discuție subiectul cu Alexandra și cu Mona, cu iubita mea. Deci tu l-ai nenumărat, eu am lămurit subiectul ăsta și tu din nou l-ai dus. De ce? Pentru că așa am constat. Mă, tu vrei să te împaci cu Achebono sau nu vrei să te împaci? Mă, frate, eu nu vreau să mă împac. Eu nu mai înțeleg frăția asta, mă bat. Ești împacă, mă, cu noi ăla, că iar îl bat. Frăția asta. Iar îl bat. Ești nebun. Nu mai înțeleg nicio frăție. Am produs și un știu. Mariana, că mă joc. Păi, ești nebun, iar îl bat pe ăla. Ia-ți ochelare. A fost Caterinca astăzi. Da, a fost frumos, mai. Multe zile au început frumos, s-au terminat urât. Da, chiar că. Dacă niciodată să nu spuneți niciodată.